Un băiețel sărac își făcea temele pe stradă, la lumina unui stâlp de iluminat. Un om bogat i-a schimbat complet viața. Este povestea lui Victor, un băiețel de 11 ani. Familia copilului era măcinată de probleme, iar veniturile lor erau mai mult decât modeste. Pentru că nu a putut plăti facturile, familia copilului a rămas în beznă. În ciuda dificultăților financiare, Victor nu s-a lăsat abătut de la drumul său. Știa că pentru a avea o șansă la o viață mai bună, și poate chiar pentru a-și ajuta părinții peste câțiva ani, trebuie să continue să meargă la școală, să învețe, să se dedice. Așa se face că, în acele zile în care nu apuca să-și terme temele la timp, Victor ieșea cu cărțile și caietele în stradă pentru a studia la lumina stâlpului de iluminat. Într-o seară, un lucru neașteptat s-a întâmplat. O mașină elegantă și scumpă a trecut pe strada pe care locuia Victor. S-a oprit în dreptul lui. Cineva a deschis geamul. Un bărbat elegant, în jur de 30 de ani, coborâ și se apropie de Victor. "Ce faci aici, copile, la ora asta?" întrebă bărbatul cu o voce caldă. Victor ridică privirea și răspunse: "Îmi fac temele, domnule. Vreau să învăț, să am o viață mai bună." Discuția a continuat, bărbatul rămânând impresionat de maturitatea cu care Victor îi răspundea la întrebări. L-a întrebat despre familia sa, despre vizurile pe care le are pentru viitor. Victor a răspuns la întrebări cu lacrimi în ochi. Era ca și cum un înger păzitor venise să-i asculte necazurile. Lucrul cu adevărat neașteptat abia acum a urmat. Se pare că bărbatul care a oprit mașina pe stradă, în acea seară, era chiar un important om de afaceri, un importator de ciocolată renumit. Bărbatul misterios a fost impresionat de povestea lui Victor și nu a putut rămâne indiferent. A mers în casa copilului și a vorbit personal cu familia acestuia. Așa a aflat toată povestea lor. Le-a plătit facturile și a deschis un cont pe numele lui Victor, unde i-a pus bani pentru studii. Periodic, milionarul venea să-l vadă pe puști. Devenise ca un frate mai mare care îi oferea sfaturi prețioase în viață. Anii au trecut. Victor a crescut. Pentru că s-a ținut de carte și a avut o îndrumare bună de la un om de afaceri prosper, băiețelul care își făcea temele pe stradă a ajuns să aibă un serviciu foarte bine plătit. Și-a putut ajuta părinții să scape de sărăcie și și-a făcut propria familie. Într-o seară, când trecea printr-un cartier sărac, de la marginea orașului, a zărit o fetiță mică în fața unei tarabe sărăcăcioase cu legume. Era mică, cam de 11 ani. Citea o carte. Victor s-a oprit și s-a apropiat de ea, zâmbind. "Ce citești acolo?" întrebă el. "O carte despre stele," răspunse ea cu ochii sclipind de entuziasm. Așa începe povestea schimbării unui alt destin. Victor își aminti de nopțile sale sub stâlpul de iluminat și știu că a venit vremea să dea mai departe bunătatea primită. Pentru că binele naște bine. Morala. Viața lui Victor ne învață că bunătatea și generozitatea pot schimba destine. O mână întinsă la momentul potrivit poate aprinde o lumină de speranță în întunericul disperării. Binele pe care îl facem astăzi poate inspira o nouă generație să continue lanțul bunătății, schimbând vieți și construind un viitor mai luminos pentru toți. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, arată-ne aprecierea ta. Lasă-ne un like sau o inimă și nu uita să dai share și prietenilor tăi.